Iată că anul acesta Crăciunul este salvat de cooperarea interinstituțională. Și este cazul, în primul rând, să mulțumesc celor care s-au alăturat demersului nostru de a avea și anul acesta Piatra lui Crăciun, a doua ediție. Voi mulțumim, în primul rând, Camerei de Comerț și Industrie Neamț, partenerul nostru tradițional, alături de care am făcut și prima ediție. Anul acesta, pentru că riscam să rămânem fără atmosfera Crăciunului aici, în centrul orașului, am avut nevoie și de sprijinul Consiliului Județean și al Centrului pentru Cultură Carmen Seculare din Piatra Neamț și l-am primit și mulțumim frumos pentru deschidere. Pentru promovare se alătură și organizația de management a destinației, așa că astăzi avem o echipă frumoasă care lucrează împreună pentru a crea o atmosferă de Crăciun care să aducă prietenii aici în centrul orașului.